CSM Târgoviște a revenit în 2013 cu primul joc oficial. A reușit să câștige de o manieră destul de categorică, 3-1 cu Medicina Târgu Mureș, deși la un moment dat ardelencele dădeau ceva semnale ale revenirii. Alexandru Iuhaz, antrenorul municipalului, a avut la dispoziție pentru prima partidă oficială un lot format din doar 9 voleibaliste față de 12 ale omologului său ardelean. În această perioadă de transferări, staful clubului a reușit să aducă două jucătoare de la desfințat Argeșul Pitești, Daniela Ghiacu și Marina Cojocaru. Cele două au avut o evoluție apreciată de tehnicianul târgoviștean. A fost destul de bine, pare rău că n-am putut să arăt mai mult. Sunt fericită că echipa a câștigat și sper să mă înțeleg cu fetele în teren pe parcursul celorlalte meciuri. Am ales să vin la Târgoviște pentru că este o echipă tânără care speră la promovare și își dorește foarte mult acest lucru și sper să ajut atât cât pot. Ați reușit promovarea în acest an? Noi asta ne dorim și sperăm și avem încredere că vom reuși. La capitolul venire, Alexandru Iuhaz mai așteaptă încă o jucătoare străină pe care însă nu a putut-o folosi cu Târgu Mureș deoarece a întâmpinat câteva probleme cu cartea verde. Este vorba de Chițigoi. Cu rotul de 10 jucătoare, târgoviștencele speră să câștige barajul pentru promovarea în divizia A1. Cu toate acestea, din lot a plecat una dintre cele mai bune voleibaliste din turul campionatului. Este vorba de Cornelia Pantazi. Motivul? Probleme personale. Eu mă așteptam la un meci mai greu. Mai ales că eu am avut astăzi un handicap, una din jucătoarele noastre de bază s-a retras din activitatea competițională și ne-a cam, da, probleme personale care eu nu le discut. Și credeți că va reveni asupra deciziei? Nu, dar noi suntem, imediat am contactat o altă jucătoare și sper ca săptămâna aceasta să vină pentru că este o jucătoare străină care trebuie să primim cartea verde de la Confederația Europeană. Ea a fost o jucătoare de valoare și întotdeauna în momentele grele ea a fost cea care a dus în spate momentele dificile și punea. Astăzi sigur că a simțit lipsa, dar eu le felicit pe fete pentru că au arătat că poate să fie o echipă care putem să mergem la rezultate bune.